Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. De data asta avem ShopKeep 2. Mai țineți voi minte că am avut o serie foarte mare cu ShopKeep 1, un joc care v-a plăcut enorm, enorm de tot. Un joc în care trebuia să faci propriul tău magazin, să pui iteme la vânzare și chestii de genul ăsta. Ei bine, acum îl avem pe al doilea și este mult, mult mai complex. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și poate facem o serie mare cum am făcut și cu primul. Eu personal chiar îmi doresc. Bun, hai să dăm comandă de niște produse și să începem magazinul. Să le vindem. Uite, o să dăm comandă de 4 papuși de ăștia, order, și am trebuit să așteptăm să ne vină. Știți cum era în primul joc? Exact cum era în primul joc. Bam, îți vine aici order by max, te duci să le placezi și după aia deschizi magazinul. Este un piculeț mai diferit, dar ideea de bază este aceeași. Uite, aici am niște mizerie. Achieved, clean the floor. Deci trebuie să cureți și pe jos. Nu o să le placă oamenilor, clienților, dacă cumva e mizerie. Și uite, și ceva de genul ăsta, spui prețul la produse, da? Hai să zicem că vrem să facem un profit de 43. Și uite, așa le punem 4 produse. Și aici dăm drumul și la magazin, da? Mergem aici, we're open. Și așteptăm să vină lumea la noi la magazin. Fața diferită cu jocul ăsta față de primul este că acum mai nou ai un oraș întreg, dar nu chiar un oraș întreg, ai o hartă întreagă și chiar poți să ieși de pe hartă. Sunt pe aici tot felul de inamici. Bine, nu în varianta pe care o jucăm acum. În varianta pe care o jucăm acum este vorba despre un fel de preview build. Dar în varianta full vom avea posibilitatea să ducem pe aici să ne batem cu pe engine, să ne batem cu așa și să facem rost de elemente de crafting. Și cu acele elemente de crafting vom putea să ne facem diferite iteme care se vând mai bine la magazin și înțelegeți voi cam unde bate ideea. Avem primul nostru client, ia să vedem cum îl cheamă, domnul Eligius Rigora. Domnul Rigora, vă rog frumos, intrați, haideți, este foarte frumos aici la noi la magazin. Să mai dau cu mătura pe aici așa puțin. Nu știu, mie îmi place foarte mult jocul ăsta și mi-a plăcut mult și primul și de asta vreau să facem o serie și cu ăsta. Și aia, să vedem. Cumpără? Haide. Mamă, great purchase, perfect. Bă, înseamnă că i-a plăcut. Și văd că încă mai vin oameni. Fața e că trebuie să ai grijă și că sunt și hoți. Sunt și foarte mulți hoți. Deci am nevoie de aici de chestia asta care e un fel de piatră pe băț. Asta e inventoriul tău. Așa, și uite, ne-am pus piatra pe băț aici. Și în caz că vine careva, dita mai bucata în cap îi dăm, da? Bun, hai să ne mai comandăm încă vreo două de astea. I-am dat comandă și așteptăm să vină. Ele au venit deja, de fapt. Văd că cineva tocmai a mai cumpărat din ele. Deci tu trebuie să le pui înapoi. Dacă ți le cumpără, trebuie să te duci să le restochezi. Pentru că lumea o să... Mama, deci mi le cumpără pe toate? Ăsta are un ochi sus. E un tatuaj. Ok, mă gândeam că are trei ochi omul ăla. Zic, what the fuck? Așa, bun. Hai să punem aici un profit. Hai să încercăm un profit de 49. Știi, încerc și la ăsta un profit de 55. Încerc un preț mai mare. Deși dacă nu le convine prețul, o să vină să dea cu picioarele magazinul tău și o să strice magazinul. Dar să sperăm că o să le convină și că nu o să fie problemă. Și între timp hai să plătim și taxele. În jocul ăsta va trebui să plătești și taxele. Văd că am taxe pentru îmbrăcăminte. Plătim aici. Și ne-am plătit și taxele, da? Bun. Ai și quest-uri. Quest-uri, cook something. Ok, accept quest. Și water delivery, accept quest. Deci avem două quest-uri. Trebuie să ducem, să livrăm apă la niște oameni și de asemenea să ne facem locul ăsta de gătit. Bun, deci avem nevoie de cât? 175 pentru locul de gătit. Hai să ne scoatem banii din bancă, pentru că așa-ți faci banii. Uite, 415 bonus, ce am făcut eu aici. Și acum vreau, bineînțeles, să fie magazinul cu stoc, așa că o să dau order. Așteptăm să vină comanda noastră. Așa. Bă, nu știu, pentru episodul ăsta chiar cred că ar merita 10.000 de like-uri. Dacă s-ar strânge, aș aprecia foarte mult și chiar aș vrea să fac o serie întreagă cu jocul ăsta. Pentru că, bă, nu știu, mi-aduce aminte de primul atât de tare încât îmi doresc să-l fac, știi? Cred că n-au acceptat la prețul ăla. Cred că n-au acceptat. Da, uite, durability. Trebuie să ți le repari. Deci o să scădem prețul și la astea. Să le luăm de aici. Să le punem la tot așa, la 45, văd că se vând. Dacă încerci să le vinzi mai tare, mai mult, 43, o să le pun pe astea două. S-ar putea să nu le convine, ia să vedem. Haideți, oameni buni, cine mai dorește, cine mai poftește. Avem aici la magazinul lui Max. Oh, great purchase. Hai că le convine. 43 le convine, 45 s-ar putea să strâmbe din nas, dar whatever, noi facem profitul. Așa. Bun.
Bă, acum hai să ne cumpărăm chestia aia cu gătitul, pentru că aș vrea să facem ceva la gătit. Fiți atenți. Merge aici așa, bam, și te duci aici și ai cumpărat chestia aia de gătit. Poți să faci upgrade și o să te lase să faci diferite alte chestii. Ai și blacksmith unde poți să faci arme, deci, mamă, deci e complex rău de tot. Complex rău de tot și e mișto. Iar acum, stai, hai să ne scoatem banii din bancă, că sigur sunt destul de mult. De fapt, plătim și taxele, de fiecare dată am să plătesc și taxele. 138, avem 271 de bănuți. Vreau să mă asigur că nu fură nimeni bani. Bani, doamne, că nu fură nimeni iteme. Și de asemenea trebuie să dăm, deci câte 5 de-astea de apă. 1, 2, 3, 4, 5. Să le luăm, să le ducem la oameni noi manual la casele lor acasă, știi, să le vindem, practic. Dar, așa, perfect. Tu să nu furi, poți să le dai în cap cu ăsta. Dar aș prefera să nu devenim violenți decât dacă e nevoie. Ok, apă și hai să mergem la casele oamenilor cu această apă. Să le ducem, știi, te duci pur și simplu la casele lor. Iau apă de aici, bun. N-ai voie să te duci la aceeași casă de două ori sau ceva de genul ăsta, înțelegeți voi. Și vreau să vă arăt și cum vă cumpărați, de exemplu, stuluri de alea ca să poți să vinzi. E diferit față de primul joc. Și o să vedeți de ce mă refer la chestia asta. Se face noapte, se face zi. Deci e mult mai complex. Uite, și tipul ăsta are un quest aparent. Ia să vedem ce quest are el pentru noi. Pedestal order. Accept quest. Ah, ok. Știam deja că pot să fac order. Dar uite, de exemplu, bam, ți-ai mai cumpărat unul, ți-ai mai cumpărat unul. Am să mai cumpăr așa încă câteva. Ca să avem, știi? Bun, apă. Și încă o casă mai are nevoie de apă. Asta e ce am deschis noi acum cu mâncarea. Dar o să vă arăt acum. Quest complete și mi-a dat și niște bonuți. Bun. Ouleu, sunt muște aici. Bă, n-arată bine dacă sunt muște. Dar tipul ăsta are ceva quest pentru noi? Nu cred. Nu. Zice că putem să gătim, cred că la el. Consumable. Deci hai să ne apucăm de luat două de astea, una de asta, că știu că asta era un fel de recipe. Let's make some food, da? Bread. Deci asta e recipe-ul pentru pâine. Și e dat așa, s-a făcut o pâine. Bine, eu vreau să fac mai multe pâini. Deci o să luăm așa, încă două de astea și încă una de asta și încă una de asta. Hai să vedem. Let's make some food. Avem nevoie să facem te-am mai făcut încă 4. I'm missing some request. E bine. Am luat un bread și cred că asta a fost quest-ul ăsta, dar el o să mai aibă un quest, am impresia, dacă nu mă înșel, că văd că apare deasupra capului. Let's make some more bread. Iar quest-ul ăsta îți dă cook bread. Îți dă, trebuie să faci 10. Trebuie să faci 10 pâini. Pâinile astea sper să se vândă bine, pentru că deja am făcut o grămadă și ne-am consumat din bănuți. Hai să vedem câte mai avem de făcut. Avem 4 aici, încă 3. Dar știi ce? Hai să mergem cu astea să le punem mai întâi. Că na. Poți să vin și pe timp de seară. Deși pe timp de seară vine lumea la tine la magazin să cumpere, nu e absolut nicio problemă. Văd că mai avem niște materiale să fac acolo. Hai să vedem unde suntem noi. Deci noi suntem aici. Și mă interesează să ajung la main hub. Magazinul nostru mereu va fi undeva pe un deal, știi? De asta trebuie să ții minte cumva locațiile și să te asiguri că reușești să și ajungi unde trebuie. Uite acolo. Stați așa o secundă să verific eu dacă totul e în regulă, dacă filmează. Bun, totul e ok, totul e perfect. Da, eu vreau să fac o serie, frate, cu jocul ăsta. Îmi doresc chestia asta. Îmi doresc. Este, în momentul de față, este unul din jocurile mele preferate. Și mi-a fost așa de dor de shopkeep încât nici nu vă imaginați. Bun, chestiile astea am să le plasez pe laterala asta. Pentru că una, hai să vedem. Furniture shop can't be, ok. Zice că trebuie să închidem magazinul mai întâi. Și după aia trebuie să plasăm astea, nu avem cum încă. Deci o să le punem aici. Una, două, trei. Și pâinile, hai să ne apucăm să le punem la vânzare. O să fie, o să încerc să fac un profit mai mare de pe pâine. Pentru că până la urmă e vorba despre, uite, 200, hai să zicem 73, profit 73, da? Bam, bam, mai avem o pâine de plasat aici și cred eu că putem să dăm drumul la shop. Haideți, oameni buni, duceți-vă și cumpărați în pâinea. Sper să cumpere lumea, aș fi curios dacă chiar cumpără. Dar știi ce, până una alta, hai să mai dăm comandă și de, pot să dau comandă de pedestal de aici direct acum. Una, două, trei, deci n-am bani încă la mine toți, stai așa. Stai așa, tax control, plătim taxele, bam, volt, 280 de bonus, ce mai vrei, frate? Ce mai vrei? 4.
Hai să fie 5. Order. Ne facem niște bonus cu ăștia. Stai, scoboare din ceruri. De unde îmi vine mie comanda, nu știu. Dar îmi vine, așa că e perfect. Mergem repede, repejor. Și să vedem, domne, dacă vrea lumea să cumpere. Dacă își dorește să cumpere așa ceva. Îmi se dau la 43. Așa. Și cred că pot să mai cumpăr niște de astea. Da, pot să le cumpăr și vin tot acolo. Ia mă, să vedem, prima noastră clientă pentru pâine. Hai să vedem dacă are de gând să cumpere pâinea făcută de, de mânuțile noastre. Ia. Pâine, te rog, te rog, cumpără. Uhu, great purchase. Super tare. Ok, n-am să plec prea departe cu pâinea asta pentru că nu vreau să mi-o fure. Mergem aici să luăm astea doar ca să mai am niște de astea deplasat. Opa. Așa. Am încă 3, dar nu pot să le pun încă pentru că trebuie să închid magazinul dacă vreau să le pun. Dar o să le punem după asta. O să le punem pe partea cealaltă încă 3, știi? Ca să fie... Asta a fugit. A, nu i-a plăcut. Bun, hai să punem așa. Asta o să punem tot așa la 43. Bam. Hai, cumpără. Cumpără că vreau să-l înlocuiesc produsul. Pâine? O vrei pâine? Da, mă, lumea vrea pâine, aparent. Le place foarte mult pâine. Păi voi vă dați seama că eu fac o grămadă de bani de pe pâinea asta. Adică chiar fac mulți bani de pe pâine. Hai să mergem să mai facem. Mai am nevoie să fac încă 5 pâini pentru a termina quest-ul ăsta. Văd că sunt foarte mulți oameni care se îndreaptă spre magazinul nostru. Deci noi trebuie să-l ținem cumva cu stoc full. Pentru că altfel na, lumea va fi supărată că n-au ce să mănânce. N-au ce să cumpere. Și atunci trebuie să avem grijă de chestia asta. Bun. Mergem aici. Cook. Încă 3 bread și mai facem încă 3. Imediat se fac astea. Poți să vezi chestia asta și aici undeva. În varianta full am văzut asta că e. Eu m-am jucat și varianta full, știi, dar nu am voie să vă arăt pe aia. Am găsit 5 bănuți în gunoi. Asta e. Pot să cumpăr asta dacă vreau. Dă damage mai mult decât arma mea. Hai să văd cât dă arma mea damage. Damage power 1. Deci practic dacă cumpăr pe asta. Dar cât costă asta? 107, ne. Nu merită. Bun, încă 3 bread și am făcut quest-ul. Nu mă văd că are alt quest pentru noi ăsta. Go hunting, accept reward. Să mergem să vânăm. Oare mă lasă în varianta asta să vânez? Ar fi super tare. Că aș vrea să vă arăt chestia asta cu vânătoarea. Bun, hai că dacă e să mă lase, facem și asta. Avem 6 pâini, deci o să se vândă super, super bine pâinile astea. Mergem aici, ne plătim și noi taxele, tax control, bam, bam. Mergem aici, ne luăm și noi bănuții, 602 bănuți. Și aici ar trebui să fie faza cu hunting, ăsta. Perfect! Și am luat hunting-ul. De aici ce mai vrea ăsta? Water delivery. Încă un quest de water delivery, încă ne mai dă încă 100. Na, mie îmi convine că e destul de simplu să faci chestia aia cu water delivery și de ce nu? Bă, asta a furat! Oh my god! Lasă produsul că ții bătaie. Ia uite, bă. Îmi furaseră. Deci v-am zis că ăștia fură. Că eu când v-am zis că fură, nu m-ați crezut. Sau m-ați crezut, dar chiar să fură și eu și așa, vedeți? Doamne ferește. Ok, hai să băgăm pâinile. Pâinile tot așa, cu vreo 70 și ceva profit vreau să fie. 70 și... Ok, tu ai cumpărat 71. Hai să-l lăsăm așa mai decent la preț, știi ce zic? Bam, bam. Și nu mai am unde să pun... Ba da, perfect, s-a eliberat o zonă. Până una alta. O să mergem noi la magazin aici. Și să dăm comandă de... uite, aici, astea sunt perk-urile tale, vedeți? Movement, combat, la combat nu am nimic, la bătaie. Management și business. Și poți să-ți faci upgrade-uri. Și hai să ne facem upgrade-uri la plămâni, ca să putem să alergăm mai mult, să nu obosesc atât de repede. Deci, vreau de aici apă. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de astea de apă. Nu știu când o să fac livrarea asta, dar o să vreau să fie acolo, că nu se știe niciodată. Să le avem la noi. Tax control, plătim taxele. Ne luăm și noi 138 de bonuți, profitul nostru. Și trebuie să am grijă de magazin acum, n-am ce să fac. O să mergem și la vânătoare. O să mergem și la vânătoare, că zice receive a bow from the blacksmith. Deci ne dă un fel de arc cu săgeți și ceva de genul. Ha, cumpără, n-auzi? Perfect.
Bă, la prețurile ce le-am setat, toată lumea ar fi trebuit să cumpere. N-ar trebui să strâmbe nimeni din alt, sincer să fiu. Am să vând și astea, pentru că n-am ce face cu ele. Astea se vând foarte... N-are rost să le vând. O să facem pâine cu ele. Nu are rost să le vând, ați văzut și voi ce puțin îmi luam pe ele. Alea-s doar, cred că doar așa ca produse să le folosești. Bun. Was recently used, deci nu mai pot să mă duc să dau apă la ușile la care am dat deja. Și o să trebuie să stăm să căutăm uși prin oraș. Volt, 552. Bun, avem o grămadă de bonuți. Până una alta, hai să mergem la blacksmith. Blacksmith-ul este undeva în jos, deci în partea aia. Și de acolo ce că trebuie să ne dea un arc. N-am ajuns niciodată așa de departe în joc să văd și eu cum e cu blacksmith-ul, deci... Dirty Slim. I want to craft something, ok. Wood spider hunt, build iron, ok. Stai, mi-a dat deja arcul? Stai să văd. Sunt curios. Astea sunt chestiile pe care eu le am deja în inventory. Receive a bow from the blacksmith. Cred că trebuie să... Leather chest? Asta e armura. Da, dar bănuiesc că te costă bani și astea. Să mergem la quest. Spider hunt. Vânătoarea de pe engine. 200 îmi dă pentru questul ăsta. Kill spiders. Păi și mi-a dat cu ce să kill spiders sau... sau nu? Că văd că nu mi-a dat. Quest. Wood. Do I have a bunch of wood with you? Ok. Build tables, craft some tables, iron ingots și wolf hide. Băi, am luat toate questurile, că le vedeți că le am acolo. Și... hai să mergem la buy. Sword. I don't have enough to... 750 mă costă să iau o sabie. Light armor. Uite-mă de aici e. Și mi-l dă gratis, cred. Nu știu dacă am plătit pentru el. Și trebuie să mi-l pun la armă. Uite aici. Și acum am un arc. Ce șmecherie! Bine, ai și... cred că ăla a fost gratis, dar asta costă bani. Dar am nevoie de pickaxe și am nevoie și de topor. Și am nevoie poate și de shovel. Le luăm pe toate. Le luăm pe toate că nu știu dacă am nevoie de ele, știi? Dar o să fie în inventoriul nostru aici și când o să am nevoie o să trebuiască să le schimb. Și uite, de exemplu, acum am un topor în mână. Și hai să mergem... hai, v-am arătat asta cu shop-ul. Hai să vedem cum mergem la vânătoare și chestii. Văd că pe aici este deschisă poarta. Town Guard. Pur și simplu plec de aici din oraș și mă duc așa. Hai să-mi pun... să-mi pun arcul dacă tot mergem în afara orașului. Vedeți, eu sunt în afara orașului acum. Sunt alt village. Altă zonă. E mult mai complex, știți? În primul shopkeep era gen... era în același loc, era în același oraș, făceai aceeași chestie, deschideai magazinul, închideai magazinul și atâta tot. Ei, acum nu e așa, acum e mult mai complex, mult mai mult decât atât, știi? Town? Tom îl cheamă pe ăsta. Încă nu e nimic cu el. Nu pot să dau apă la ăștia, deci cred că costurile astea cu apă și astea, cred că sunt doar la noi în oraș. Cred că nu poți să te duci la, în alte orașe să dai apă și chestii. Dar acum, practic, zice kill spiders, adică mă pune să vânez pe engine sau ce găsesc eu. Ia uite, cineva care are un fel de quest aici. Ce faci, tipule? Fishing. Mama reward, gather 5 fish and unlock fishing recipes. Pescuit avem mai nou. Poți să pescuiești și vinzi asta. Și-mi dă undiță, oare? N-are undiță, dar nu mi-o dă mie. Îmi zice cum să fac măcar? Info. Nu-mi zice. Mi-a dat vreo undiță? Nu mi-a dat nici undiță. Lol, frate, uite încă un oraș și de data asta e un oraș cu port aici. Nu cred că mă lasă să fac ceva mare. Uite, e ceva, sunt magazine aici. Rock on a vendor. Sunt magazine cu plante. Ok, interesant. Deci avem ceva nave. Ia stai să văd eu care-i trebușoara.
Că uite, uite apa. Hopa. Under construction. Ah, cred că partea cu pescuitul nu e încă băgată în joc, mă gândesc. Dar poți să te duci în apă, poți. Adică văd că mă lasă. Super tare, frate, deci nu știu, mi se pare genială chestia asta. Cât de mic era primul joc și cât de mare e ăsta. Adică ai atâtea variante în el. Bine, ideea de bază ar fi să te duci să faci chestii cu magazinul tău. Dar ai și chestia asta cu vânătoarea și bineînțeles că toate chestiile pe care le iei le poți vinde în magazin după aia, știi? Ard un copac aici, aparent. Opa. Fi vreun quest și ăsta să stingi copacul, abar n-am. Achieved, but why? Ha, mi-a dat un achievement că am venit pe aici. Da, n-am văzut încă pe engine-i sau lupii. Probabil trebuie să te... un templu ceva. Da, deci ai și ceva explorare în joc, nu e doar... Nu, nu știu ce e. Nu e un simplu joc doar de management de magazin, dar dacă vrei să faci doar asta, cred că te lasă să faci și doar asta. Nu cred că te obligă să te duci neapărat la vânătoare sau ceva. Este pur și simplu strict treaba ta ce faci. Dar eu am impresia că am văzut minereuri deja. Ia stai așa că sunt curios dacă chiar merge, pentru că eu mi-am cumpărat un pickaxe. Deci în principiu, cred că aș putea să le și minez și să mă duc în magazinul meu și să le vând. Ia, uite, astea sunt minereuri toate. Deci n-am găsit pe engine. Stai așa, deci, pickaxe. Luăm pickaxe-ul. Da, sunt minereuri, dar nu pot eu să le iau. Stai, cu ce mai am aici? Lopată, poate lopată? Bă, nu se pare să funcționeze. Încă nu știu, încă nu știu cum funcționează toate treburile astea. Dar mi-a zis și ceva de wood. Ia, sunt curios dacă merge. Posibil să nu meargă în varianta asta, pentru că nu e o variantă full. Da, uite, vezi? Dau un copac ăsta și nu se întâmplă mare chestie. Dar oricum, ca idee, jocul ăsta de, varianta asta de shopkeep este mult, mult mai avansată. Cred eu că de îndată ce va fi, sau de îndată ce vor lansa mai multe update-uri și chestii de genul ăsta, vom avea mult mai multe chestii de văzut, mult mai multe chestii de făcut chiar. Ce acolo? Ca un castel, așa, ca niște... Și acolo ce în față? Unde suntem acum? Suntem pe aici. A, e o fermă. Este o fermă acolo, aparent. For sale, e de vânzare, deci nu e încă. Da, deci în principiu acum putem să ne întoarcem înapoi în oraș. Nu prea am avut noroc să găsim... Să găsim mare lucru, dar v-am zis, probabil este și în development și din cauza asta nu prea poți să le faci pe toate, chiar tot ce-ți dorești tu. Dar vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vă mai doriți episoade cu ShopKeep, dacă vreți să mai continuăm, să mai postăm. Eu sunt complet de acord să mai postăm episoade și să mai facem această serie. Eu v-am arătat acum la restaurant acolo. Doar o singură chestie, doar faptul că am făcut pâine. Gândiți-vă că la fel poți să faci mult mai multe combinații. Uite, hai să iau asta din gunoi. Mai mult poți să faci alte combinații, de exemplu friptură cu cartofi sau toate astea poți să le cumperi și să le rearanjezi. Nu știu dacă mi le arată încă. Ba da, mi le arată, uite, meat soup. Pentru meat soup ai nevoie de friptură plus supă. Da, trebuie să faci supa mai întâi. Supa se face din verdeață plus cartofi. Sau, înțelegeți voi. Înțelegeți voi care e toată ideea. Oricum, ăsta a fost episodul de ShopKeep. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul ăla de like. Apreciez foarte mult și hai să vedem dacă reușim să strângem acolo peste 10.000 de like-uri. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!